Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vorbim azi despre religii la capătul lumii. Cele mai ciudate biserici în cele mai ciudate locuri. Într-un articol din Vice, Brian Merchant susține că prima structură pe care oamenii o vor construi probabil pe lună, după ce vor termina de construit o bază acolo, va fi o biserică. Într-adevăr, misionarii și clericii creștini au construit biserici în cele mai aspre climate, fie că este vorba de junglele tropicale din Africa sau de deșerturile însorite din Australia. Atunci când grupul Ross Sea Party din cadrul expediției imperiale transantarctice a lui Shackleton din 1914-1917 a debarcat în Antarctica, printre oameni se afla un preot anglican pe numele său Arnold Spencer Smith. Spencer Smith a înființat o mică capelă într-o cameră obscură din cabana lui Scott de la Cape Evans, unde a construit un altar cu cruce și sfeșnice. El a consemnat în jurnalul său că a celebrat Euharistia și de asemenea s-a spovedit pe continent. Din anii 1950 au fost ridicate mai multe biserici în Antarctica. Șederile prelungite în această regiune pot fi o experiență extrem de stresantă pentru cercetători care adesea stau despărțiți de familiile lor luni întregi. Acesta fiind unul dintre motivele pentru care există biserici pe acest continent îndepărtat. Câte biserici există în Antarctica? În prezent există 8 biserici în Antarctica. Capela Zăpezilor, construită în 1956, se află la stația McMurdo a Statelor Unite ale Americii de pe insula Ross. Capela oferă diverse servicii protestante și catolice, dar permite și întâlniri ale adepților altor religii și e folosită și pentru grupul laice, precum alcoolice anonimi. Capela originală a ars în 1978 și a fost reconstruită în 1989. Actuala capela are vitralii personalizate care înfățișează continentul Antarctica, potirul Erebus și suveniruri de la implicarea istorică a marinei americane în operațiunea Deep Freeze. Se crede că altarul capelei zăpezilor provine de la capela din Noua Zeelandă, unde Robert Falcon Scott s-a închinat înainte de a se îmbarca în nefericita expediție Terra Nova. Capela Doamnei Noastre a Zăpezilor e o biserică catolică situată într-o peșteră de gheață în apropierea bazei Belgrano 2, pe teritoriul revendicat ca parte a Antarcticii argentiniane. Înființată în 1979, este cel mai sudic lăcaș de cult al vreunei religii din lume. Capela Sfântului Francis de Assisi se află pe baza Esperanța, administrată de Argentina în vârful nordic al peninsulei Antarctice. Fondată la 18 februarie 1976, a fost prima capelă catolică de pe continentul Antarctic. Capela oferă sprijin spiritual rezidenților și personalului bazei. Acest loc a luat parte la mai multe evenimente importante din Antarctica, inclusiv prima căsătorie religioasă, botezul lui Emilio Palma, care a fost prima naștere înregistrată în Antarctica și prima ceremonie de împărtășanie. Capela Sfânta Maria Regina Păcii se află în Villa Las Estrellas, în teritoriul Antarcticii ciliene. Capela e practic un container mare de metal, modificat astfel încât să semene cu o biserică obișnuită. Ceremoniile religioase sunt oficiate de un diacon. Capela Santissima Virgen de Luján sau Capela Sfintei Fecioare din Luján e o capelă cu structură de oțel situată la baza argentiniană Marambio de pe insula Seymour Marambio din Antarctica. Este al treilea cel mai sudic lăcaș de cult al vreunei religii. Capela Sfântului Ivan Rilski se află la baza bulgară Sfântul Climent Ohridski de pe insula Livingstone din insulele Shetland de Sud. E primul edificiu ortodox răsăritan din Antarctica și cel mai sudic edificiu de cult ortodox răsăritan din lume. Capela Sfântului Vladimir, închinată Sfântului Vladimir cel Mare, este o micuță capelă ortodoxă ucraineană care deservește baza de cercetare Vernadsky de pe insula Galindez în Antarctica. Construită în 2011, capela e o construcție simplă din lemn și, în ciuda dimensiunilor sale mici, e bogat decorată. Conținutul său include o icoană a Sfântului Nicolae. Una dintre cele mai elaborate biserici este Biserica Sfânta Treime de pe insula King George, în apropiere de stația Bellinghausen, o stație de cercetare rusă din Antarctica. E cea mai sudică biserică ortodoxă răsăriteană din lume. Biserica e construită din lemn în stil tradițional rusesc și poate găzdui până la 30 de credincioși. Asemenea limbilor vii care și-au rădăcinile în limbile moarte, religiile vii și-au rădăcinile în religiile dispărute. Sau se înscriu în continuitatea ritualurilor din tâi pe care le-au reluat, le-au reformulat, le-au încărcat cu alte sensuri, fără să le păstreze întotdeauna amintirea. Dar pe mapamond există și alte locuri în care nu te aștepta să găsești biserici.
Nu doar natura știe să creeze lucruri pe care cu greu ți le poți imagina. Minți strălucite au reușit să gândească construcții în cele mai neobișnuite locuri. Odată cu scurgerea anilor, acestea s-au înglobat într-un peisaj atât de armonios încât cu greu ai crede că o mână de om e cea care le-a pus acolo și că lumea nu s-a născut așa. E cazul unor lăcașuri bisericești construite cândva în sânul unei comunități. Acum multe dintre ele au rămas izolate, slujind ca loc de regăsire pentru cei pierduți sau pentru pelerinii temerari. Un astfel de edificiu e capela Chen din Franța, construită într-un stejar. Se crede că arborele din Alville-Belfosse are o vârstă cuprinsă între 800 și 1200 de ani. Are 15 metri înălțime, iar la bază are o circumferință de 16 metri, conform The World Geography. Trunchiul acestuia găzduiește de fapt două capele, Notre-Dame de la Paix și Chambre de l'Ermite, construite în 1669. O scară în spirală oferă accesul la ambele, lăcașul de cult fiind loc de întâlnire pentru pelerini în fiecare an, pe 15 august. Biserica Tempeliaukio din Finlanda se află într-o peșteră, deși nu puține lăcașuri de cult sunt construite în peșteri, mai ales în Asia, o biserică într-un astfel de loc e neobișnuită pentru Europa, mai ales dacă edificiul e atât de tânăr. Lăcașul de cult a fost finalizat în 1969, fiind opera fraților Tino și Tuomo Suomalainen. Acustica excelentă face ca edificiul de sub Helsinki să fie folosit și ca sală de concerte. Tot ce poți vedea din exterior este un dom, singurul unde lumina naturală pătrunde. The Chapel of Our Lady din Rotherdam, situată pe un pod peste râul cu același nume din Yorkshire, Marea Britanie, a fost construită în 1483 de Thomas de Rotherdam. Deși de-a lungul timpului edificiul din piatră a avut numeroase întrebuințări, în prezent are devenit lăcaș de cult, acesta fiind și scopul în care a fost ridicat. Our Lady of Le Puy din Franța nu e încă o biserică ridicată în vârful unui munte ori stâns solitare. Edificiul se află în vârful unui coș vulcanic, fiind construit în 1962. Vulcanul nu mai este activ, așa că lăcașul de cult are șanse să dăinuie încă multă vreme. Biserica se află la o înălțime de 85 de metri, dominind zona Velei din Franța. Bazilica Avlas Lahas privește în vale peste canionul format de râul Guaitara în Nariño, Columbia. 33 de ani a durat să fie construită, fiind finalizată în 1949. Sintagma Las Lajas din titulatura Bisericii Catolice face referire la materialul din care e construită, respectiv granit. În ciuda locului neobișnuit în care a fost construită, e accesibilă grație unui pod. Într-un oraș în care oamenii nu numai că lucrează în subteran, ba chiar și locuiesc acolo din pricina temperaturilor care adesea depășesc 40 de grade Celsius, o biserică sub pământ are sens. E vorba de Biserica Ortodoxă Sârbă din Cooper Paddy, Australia. Aceasta se află în interiorul unei mine de opal dezafectate. În oraș, multe din clădirile publice sunt situate la răcoare în subteran. Nu sunt puține lăcașurile de cult construite pe o fațetă a unui deal, însă doar o mică parte din acestea sunt accesibile și încă funcționale. E cazul acestei biserici, cunoscute ca Biserica de Piatră, sau Felsenkirche din Germania, care a trecut admirabil proba timpului, fiind ridicată încă în secolul XIII. În vale, de la înălțimea de 60 de metri, altitudine la care se află Biserica Catolică, se vede în toată splendoarea sa Ida Oberstein. Cea mai nordică biserică din lume se află pe insulele Spitsbergen din arhipelagul Svalbard. E o biserică luterană ce deservește Noria și din Longyearbyen, capitala administrativă a Svalbard. Cea mai sudică biserică din lume se află în Rusia, pe insula Regele George, lângă stația Bellingshausen din Antarctica. Construită în anii 90, lăcașul de cult de la Polul Sud e înalt de 15 metri și a fost realizat din lemn în stil tradițional rusesc. În interior încap 30 de persoane, așa că se poate ține o slujbă în toată regula. Biserica a fost amplasată într-un loc, apoi dezmembrată și dusă bucată cu bucată cu camionul până în Kaliningrad, apoi trimisă pe apă până pe insulă, unde a fost reconstruită în tocmai ca un puzzle. Bisericile sunt lăcașe de cult cu multă istorie în spate, iar multe din ele s-au transformat în obiective turistice în numeroase țări. Acestea atrag atenția prin circumstanțele istorice în care au fost construite, pelerinajele care au loc sau arhitectura neobișnuită. Cum e și cazul la cele mai ciudate biserici din lume. Biserica futuristă. În Tokyo se află una dintre cele mai futuriste biserici. Cu un design simplu, fără turle, biserica are un interior de un alb imaculat care te duce cu gândul la o sală de așteptare.
Lăcașul e unic prin tavanul care produce un ecou de 2 secunde, oferind enoriașilor o senzație unică. Catedrala Sfântul Vasile. Simbolul Pieții Roșii din Moscova, Catedrala Sfântul Vasile tronează în centrul orașului. Biserica a fost construită în 1554 și reprezintă foarte bine arhitectura rusă tradițională. Catedrala a devenit celebră în întreaga lume datorită cupolelor frumos colorate atipice pentru o biserică. Aici se află mormântul fericitului Vasile, secolul al XV-lea, patronul catedralei. Biserica Hallgrímskirkja. Localizată în Reykjavik, Islanda, Hallgrímskirkja este o biserică luterană cu un design deosebit. Lăcașul are 74,5 metri înălțime și a fost numită după preotul și poetul islandez Hallgrímur Pétursson, 1614-1674. Pentru a ridica această operă de artă, arhitectul Gudjon Samuelsson a avut nevoie de 38 de ani. Catedrala Metropolitană Nossa Senhora Aparecida. Catedrala Nossa Senhora Aparecida se află în capitala Braziliei și e creația arhitectului Oscar Niemeyer. Cu o formă ciudată, asemănată de unii cu o coroană sau cu niște mâini împreunate într-o rugăciune, biserica are o înălțime de 70 de metri, susținută de 16 coloane, biserica are vitralile colorate în nuanțe ce amintesc de cerul senin. În interior veți descoperi 2 îngeri albi suspendați de tavan. Biserica Borgund. Orășelul Borgund din Norvegia găzduiește una din cele mai vechi biserici din lemn. Construită în secolul XII, lăcașul nu a avut nevoie de renovări majore, reușind să-și păstreze forma originală intactă. Fanii jocurilor video au remarcat-o cu siguranță în jocul Age of Empires 2, The Age of Kings. Biserica St. Joseph Bethrothit. Construită între anii 1975-1977, St. Joseph Bethrothit e o biserică ucraineană greco-catolică. Lăcașul e cunoscut datorită celor 13 domuri aurii care îi simbolizează pe Iisus și cei 12 apostoli. În interior, biserica e decorată cu numeroase frește bizantine. Biserica Ružica. Localizată lângă fortăreața Kalemegdan din Belgrad, Serbia, Ružica este o mică capelă decorată cu rămășițe ale primului război mondial. Candelabrele sunt confecționate din gloanțe, săbii și anumite părți ale tunului. Capela Saint-Gilda, una din cele mai frumoase biserici din Franța, pe malul canalului Blave. Construită într-o stâncă, biserica a fost locul de reculegere a druizilor Gilda. Părintele bisericii a sosit în zonă în anul 540 după Hristos și a predicat pentru oamenii de aici. Toate aceste exemple ne fac să ne întrebăm cum au apărut religiile lumii și care este istoria celor mai importante credințe ale omenirii. Iudaismul, creștinismul și islamismul sunt cele 3 mari religii monoteiste ale lumii actuale. Alături de acestea 3, mai există și religia budistă, care nu este însă monoteistă, care numără între 300 și 400 de milioane de credincioși, mai ales în Asia. Evreii nu rostesc numele lui Dumnezeu din respect. Iudaismul, creștinismul și islamismul își atribuie menirea de a-L face cunoscut pe tot pământul pe Dumnezeul unic. Aceste religii explică faptul că El vorbește prin intermediul profeților, al înțelepților și uneori al mesagerilor, îngeri și oameni. Cuvintele lui Dumnezeu sunt scrise în cărțile sfinte, Biblia pentru evrei, Noul și Vechiul Testament pentru creștini și Coranul pentru musulmani. Budismul a fost întemeiat în secolul 5 înainte de Hristos de către un înțelept numit Buddha și s-a răspândit în toată Asia între secolele 2 și 12. Cele 3 religii monoteiste au apărut în epoci diferite în străvechiul Orient Mijlociu, iudaismul cu Avraam, Isaac și Iacov în secolul 19 înainte de Hristos în țara Canaanului, creștinismul cu Iisus Hristos și cei 12 apostoli și cei 12 apostoli în secolul I al erei creștine în Iudeea și în Galileea, islamul cu Muhammad, Mahomed în anul 622 după Hristos în Arabia. Credincioșii celor 3 religii îl cinstesc pe Dumnezeul unic, însă îl numesc diferit. La evrei e vorba de 4 litere care din respect nu sunt rostite. IHWH se pronunță Iahve, adăugând niște vocale, însă când se citește, se înlocuiește cu Adonai, stăpânul. La creștini este Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. La musulmani este Allah. Cele 3 religii recunosc în Adam și Eva pe strămoșii omenirii. Aceștia trăiau într-o grădină ideală, paradisul terestru. Martin Luther, primul protestant.
La sfârșitul secolului XV, învățați umaniști își pun întrebări despre natura și învățătura textelor biblice, precum și despre rolul bisericii. Mulți dintre ei cer ca biserica să fie reformată. În Germania, Martin Luther, 1483-1546, denunță anumite abuzuri și pune întrebări esențiale pentru credință. Biserica ia atitudine excomunicându-l. El realizează reforma, ai cărei partizani sunt numiți protestanți. Născut în secolul XVI în Europa, reforme întreprinse de Martin Luther, protestantismul este foarte divers. Luther n-a fost singurul reformator, de aceea protestantismul comportă multiple biserici, luterană, anglicană, calvinistă și mișcări foarte numeroase care sunt totuși unite prin aceleași cuvinte de ordine. Dumnezeu singur, numai credința în Iisus Hristos poate da omului mântuirea. Scriptura singură, Dumnezeu se face cunoscut fiecărui credincios prin Biblie, fără intermedierea preoților sau a unei biserici. Grația singură, voința binevoitoare a lui Dumnezeu. Există circa 1 miliard de creștini catolici în întreaga lume. Așa cum e întrebuințat în mod curent, cuvântul catolic care desemnează începând în secolul XVI, acea parte a bisericii care recunoaște autoritatea universală a papei, a cărui reședință se află la Roma. Cu aproape 1 miliard de credincioși răspândiți în peste 40 de națiuni, catolicismul constituie ramura cea mai importantă a creștinismului. Creștinii cred în învierea creștinismului care a apărut pe teritoriul Israelului, ocupat la vremea aceea de romani. Un evreu din Nazaret, pe nume Iisus, e recunoscut de ucenicii săi drept Mesia cel anunțat de Biblie și Fiul lui Dumnezeu. Credința în Iisus este cea care îi separă pe creștini de evrei care îl așteaptă în continuare pe Mesia. Viața și învățătura lui Iisus sunt cunoscute din texte care pentru creștini alcătuiește a doua parte a Bibliei, Noul Testament. Pentru creștini, omul se mântuiește prin moartea și învierea lui Iisus Hristos. Potrivit teologilor, Iisus moare pe cruce pentru a plăti Tatălui prețul de răscumpărare a păcatelor omenirii, apoi învie urmând ca toate ființele omenești să învie la sfârșitul istoriei. Viața lui Iisus e povestită în 4 cărți scurte, Evangheliile din greacă. Vestirea cea bună scrisă între anii 65 și 100 de către Matei, Marcu, Luca și Ioan. În fiecare an, câteva sărbători comemorează marile evenimente ale vieții lui Iisus. Unele sărbători vin din iudaism, dar capătă un sens creștin. Sărbătoarea Crăciunului evocă nașterea lui Iisus, Bobotează reamintește de închinarea magilor, personaje venite din Orient pentru a-i aduce un omaj lui Iisus la scurt timp după naștere. Precedat de cel mai sever post, Paștele e cea mai importantă sărbătoare, întrucât celebrează învierea lui Hristos. Ortodoxii nu-l recunosc pe Papa de la Roma. Numărul creștinilor ortodoxi este de circa 170 de milioane. Ortodoxii nu recunosc autoritatea universală a papei, șeful suprem al Bisericii Catolice. Credința ortodoxă subliniază acțiunea Duhului Sfânt, al treilea simbol al Trinității, a cărui forță pătrunde nu numai în sufletul credinciosului, ci și în însăși materia trupului său și prin asta în materia lumii. Coranul, cartea perfectă? Credincioșii islamului, cunoscuți ca musulmani, consideră că Dumnezeu, în arabă Allah, a revelat în mod direct cuvântul său către omenire prin Mahomed. Musulmanii apreciază că principala mărturie a revelației scrisă către omenire este Coranul, pe care îl socotesc perfect. Coranul a fost păstrat de-a lungul timpului prin memorarea întregului text, cuvânt cu cuvânt. Tipărirea în masa Coranului în arabă și traducerea în alte limbi sunt considerate facilități moderne. Vechile exemplare ale Coranului nu sunt distruse ca hârtie obișnuită, ci arse sau depozitate în cimitire pentru Coran. Islamul are 3 ramuri principale de credință, bazate în special pe dezacordul istoric privind succesiunea autorității după moartea lui Mahomed. Acestea sunt cunoscute ca islamism, sunit, șiit și carijite. Secta sunie a islamului este cea mai mare, 80-85% din musulmani sunt sunni. Suniții recunosc 4 tradiții legale, Maliki, Shafi, Hanafi și Hanbali. Toate 4 acceptă validitatea celorlalte și musulmanii sunt de acord cu oricare din ele, considerându-le valide în conformitate cu propriile idei. Musulmanii Shia diferă de sunni prin respingerea autorității primilor 3 califi. Ei au propriile tradiții legale. Unii suniți consideră că șiiții sunt eretici, în timp ce alți suniți îi recunosc pe șiiți ca musulmani. O altă sectă care datează din zilele de început ale islamului este Carijite. Unica ramură supraviețuitoare a Carijite este Ibadi. Cei mai mulți musulmani Ibadi trăiesc în Oman. Toate moscheile sunt orientate către orașul sfânt Mecca, locul nașterii profetului Mahomed, care este leagănul islamului.
În perioada preislamică, înainte de secolul VII, Mecca era un puternic centru pentru caravane, dar și comercial, precum și un loc de pelerinaj, la sanctuarul Kaaba, pentru arabii idolatri care se închinau la pietre. Profetul Mahomed transformă Kaaba în locul de pelerinaj ritual pentru musulmani. Totodată, Kaaba este punctul spre care trebuie să-și îndrepte fața orice musulman în timpul rugăciunii. Direcția către Kaaba este marcată în orice moschee din lume printr-o nișă aflată în peretele opusului și de la intrare, numită și peretele Qibla, către care stau cu fața cei prezenți. Qibla este amplasată în urma unor calcule foarte exacte în fiecare loc de rugăciune. Ne oprim aici, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!